Formația din județul Argeș a provocat prima înfrângere a oltenilor în actualul sezon în Liga Secundă. Vedem formația gazdă, antrenată de Alexandru Pelici. În poartă este Justin Popescu, Rădescu, Gherghe, Iacob și Burnea în apărare. Coșereanu, Toma Vereș și Adrian Măr la mijloc, Ștefan Blănaru în spatele lui Bogdan Rusu. Îi vedem pe Alexandru Pelici și Eugen Trică, dar și pe centralul Florin Andrei din Târgu Mureș, omul care conduce această partidă de la Mioveni. De partea cealaltă, Trică se bazează astăzi pe Mario Enache în poartă. În defensivă sunt Gâț, Gugu, Paramati și Huygeber. Extrem de interesantă și în acest sezon de Liga Secundă, cu 6 echipe care și-au păstrat punctele. E foarte important de menționat acest lucru, spre deosebire de sezoanele precedente și de sezonul precedent sau spre deosebire de Liga 1. Să vedem cine va executa, cine va centra mingea, cine va trimite balonul spre careul lui Justin Popescu. Bate Dragoș Albu pe bara a doua. N-a făcut-o deloc rău, dar Alexandru Iacob, el a pus și respinge foarte bine. Echipament galben-verde aici, Vereș încearcă să verticalizeze, pasează pentru Blănaru, Blănaru cade în duelul cu Costinel Gugu și vede un cartonaș galben pentru simulare. Iată-l pe Gugu, revedem pasa interesantă pe culoar, plecarea lui Blănaru și momentul în care atacantul de 32 de ani cade pe extrem de ușor și este avertizat de centralul de 34 de ani al acestei partide. Iată și reacția lui Blănaru. A marcat două goluri, unul dintre ele extrem, extrem de important, cel care a asigurat și a adus victoria. Actuala echipa lui Eugen Trica, Cristea bate lovitura de la colțul terenului, bine, și avem o ratare incredibilă a lui Companio. Revedem cornerul bătut excelent de Călin Cristea. Mingea ajunge la Companio, care e surprins și din jumătate de metru. Davide Masaru, aflat pe banca de rezerve, acum Mioveniul în ofensivă, va fi lovitura de la colțul terenului pentru echipa lui Pelici. Centrarea lui Bogdan Rusu a fost blocată. Echipa din orașul natal bate lovitura liberă. Cristea o pasă la portar. Gherghe trimite o minge lungă direct la adversar. Coșereanu se descurcă bine, balonul ajunge la Rădescu. Rădescu, duel cu Răducanu, continuă Rădescu în același duel cu Răducanu. Rădescu păstrează mingea sub control, centrează Rădescu, o face bine. N-a făcut-o deloc rău Rădescu, dar Blănaru n-a ajuns la acea centrare. Iată-l pe Rădescu, insistent. Răducanu s-a ținut scai cât a putut de adversarul său. Până la urmă vine centrarea mijlocașului reprofilat în fundaș dreapta. Ionuț Rădescu nu se grăbește. Vine la primire Blănaru, reprimește Rădescu într-un nou duel cu Răducan. Rădescu centrează direct în brațele lui Enache. Cea minge, Paramati se apără bine, dar greșește italianul. Blănaru din nou. Și vine un șut care îi creează ceva probleme lui Mario Enache. Bravo, revedem șutul lui Toma, reținut în doi timp cu emoții de puștiul care îl înlocuiește pe alt puști în poarta Craiovei, pe Robert Popa. Gâț centrează, nu o face rău Companio. Probleme mari pentru Mioven. Bălan ratează și el dublă ocazie pentru Craiova de a deschide scorul în acest minut 64. Bălan nu reușește să-l învingă pe Justin Popescu. Revedem lovitura bună de cap a lui Companio și continuarea extrem de modestă a lui Claudiu Bălan. Din 4 metri, din 6 metri, nu reușește să-l învingă pe Popescu. Ce prost finalizează Bălan, ci doar până la Vereș. A fost offside la devierea lui Ișvan pentru Rusu. Ișvan centrează, ce ocazie are Blănaru, ce ocazie pentru Mioveni în acest minut 81. Cea mai mare ocazie pentru echipa lui Pelici în această partidă. Revedem ocazia mare a lui Blănaru și intervenția foarte bună a lui Enache. Vedem și reacția puștului de 17 ani din poarta Craiovei. A dat în el, dar s-a descurcat bine.
Bălan sau Companio, Gâț centrează, minge respinsă greșit, Albu șutează la 1,5 metri, poate chiar 2 de poarta lui Iustin Popescu. A jucat 6 meciuri în Liga 1 pentru FC Argeș înainte să se mute. La 40 de kilometri, șansa pentru Craiova, ratată de Stoenac. Ce ocazie, ce ocazie irosește Marian Stoenac în acest minut 91. Galben și-a ratat o ocazie imensă în prelungirile meciului de la Mioveni. Ne-a mutat în celălalt careu, Ișvan nu s-a descurcat foarte bine. Apare și Oancea, dar e aruncare de la margine pentru formația oaspete. Vedem nemulțumirea mijlocașului de 21 de ani de la CS Mioveni. Dar pot greși etapă de etapă arbitri în Liga 1 sau în Liga 2. Sunt delegați imediat, dacă nu cumva sunt trecuți rezervă sau poate sunt opriți de la delegări o etapă. Și se încheie meciul de pe stadionul Orășenesc din Mioveni, CS Mioveni Craiova, 0-0 în prima partidă a play-off-ului Ligii Secunde.